Babysitter. Monștrii sunt reali. Credeți-mă, știu. Cine sunt? Mă numesc Chelsea. Și aceasta este povestea mea adevărată. Nathan, ți-am spus că am terminat-o. Nu mă mai suna. Nathan, termină, închid. Pa! Tu trebuie să fii Chelsea. Da. Au, nu ești tu, drăguța? Intră, scumpo. Mulțumesc. Bebelușa doarme la etaj. Este hrănită. Deci nu-ți face griji. Monitorul de control parental este acolo, ca să o poți verifica. Ar trebui să ne întoarcem până la 11, dar, în caz de urgență, iată numărul nostru de telefon. Mulțumesc! Dacă începe să plângă? Pui un cântec de leagăn pe telefon. Va ajuta! Asta e! Acum, dacă ne-ai scuza, am întârziat deja la petrecere. Sunetul a venit de la etaj. Pot să jur, mai e cineva în casă? Mă gândeam că Grantonii nu au spus nimic. Dacă a pătruns cineva, am hotărât să merg să verific copilul. Mă gândeam că ar trebui să-i sun pe Grantoni, dar apoi am decis să nu o fac. Poate că nu este nimic și să-i sperii nu este cea mai înțeleaptă idee înainte să verific copilul. Copilaș? Oh, Doamne! Unde este cartea de vizită? La naiba, Chelsea! Oh. Iată-o! Bună! L-ai apelat pe Andrew Granton. Lasă un mesaj după bip. Nu, nu, nu! Răspunde la telefon! Răspunde! Oh, Doamne! Ce să fac? 911, care este urgența dumneavoastră? Alo! Eu sunt babysitter aici. Cred că bebelușul a dispărut din pătuț. Ce să fac? Doamnă, liniștiți-vă și spuneți-mi adresa exactă. Casa 14, strada 43, Monacon Avenue. Oh, Doamne! Oh.
Alo? Alo? E în regulă, e în regulă. Calm, calm. Doamne, Doamne. Suntem aici acum. Sistemul de securitate ne-a anunțat. Copilaș? Unde vă sunt manierele? Așa v-am învățat? Să vă purtați ca niște animale? Ajutor! Încetați! Destul! Mami și tati au fost la o petrecere foarte importantă și voi, copiii, trebuia să faceți spectacol! Scuze, scumpă! Iartă-i, sunt doar bebeluși. Inima i-a căzut sub piept. Ori acesta era un vis, ori trăiam cel mai cumplit coșmar. Te rog, te rog, te rog, te rog. Lasă-mă să plec. Te rog, lasă-mă să plec. Te rog. Îmi pare rău, dragă, dar bebelușii sunt flămânzi. Mulțumește-i înainte să o mănânci. Bine? Te rog, nu, te rog, nu face asta. Te rog, nu face asta. Nu o face. Nu. Calm, totul e bine. Lași inima părinților tăi, nu-i așa? Haide, iubitule, lasă copiii să le tihnească mâncarea. Ajutor! Nu! Acolo! Nu! NIPD! Pleacă! Doamnă,
Sunteți bine? Pleacă! Nu e nimic. Vrei să spui în interiorul dulapului? Pleacă! Pleacă! Îmi pare rău. Nu văd pe nimeni. Nu ne pot vedea și nu o vor face, căci te-am ales ca mâncare. Te vom găsi mai devreme sau mai târziu și te vom mânca. Când am ajuns jos, corpul meu a înghețat. Domnul și doamna Granton stăteau pe canapea privindu-mă și zâmbind. M-am uitat la polițiști. Spune-mi că îi poți vedea! Spune-mi! Poți vedea! Aranjați o evaluare psihică. Vom veni după tine! Nu te vom cruța! Polițiștii nu-i vedeau. Nici pe bebelușii înfiorători, nici pe Granton. Niciunul. De parcă ar fi fost invizibil pentru ei. Dar nu contează. Ceea ce contează este că sunt în siguranță acum. Ce s-ar fi întâmplat dacă apelul meu către domnul Granton ar fi avut loc și nu ar fi ajuns în mesageria vocală? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi sunat la 911? Corpul meu tremură la simplul gând, chiar și după toți acești ani, după ce m-am mutat departe, departe de oraș. Eu sunt Rebecca. Sunt aici pentru babysitting. Nu ești tu drăguță? Intră, scumpa!